Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, ascendentul și luna în gemeni. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, pentru că și luna noiembrie este una tare intensă. Sunt deja pentru voi la a treia încercare de filmare, mai am două înregistrări făcute, dar care nu au sunet. În consecință, vă spun aceste lucruri pentru ca voi să fiți foarte atenți și foarte vigilenți la zona de comunicare în această lună. Energia este, într-o oarecare măsură, interferată, să spunem, de confuzie, de lucruri care nu sunt clare. Poate vă ajută informația să puteți preveni niște provocări pe care mai bine le evitați decât să le reparați. Eu o iau de la început, a treia oară. Casa a treia vă aparține vouă în astrologie. Drumuri pe distanțe scurte, atenție. Tranzacții de comerț, atenție. Provocări cu familia extinsă, frați, surori, atenție. Să vedem așadar. Începem cu partea de astrologie, după care mutăm atenția pe cărțile de tarot. Așadar, pe 4 noiembrie, planeta Saturn, lordul karmei, își reia mersul direct în pești din casa voastră a 10-a. Această casă este una publică, faima are numele meu, un plan social, profesia mea, chemarea sufletului, menirea mea aici pe pământ. Saturn este cel care te ajută să te maturizezi, îți oferă structură, îți oferă un cadru foarte organizat de desfășurare. În timp ce peștii sunt un arhetip al iubirii necondiționate, al idealismului, al divinității, al spiritualității, dar și al confuziei. Pentru că aici se regăsește și guvernatorul său Neptun, care vă poate duce pe o pistă greșită. Unde? În zona carierei voastre, în zona profesională. În consecință, dacă v-ați simțit în ultimele luni cumva izolați sau privați de dreptul vostru sau ați vrut să vă schimbați cariera, ați vrut să faceți niște demersuri pentru a promova, ați vrut să faceți ceva ce are legătură cu profesia voastră sau cu faima voastră, prestigiul vostru, și ați avut provocări în această direcție, se datorează perioadei în care planeta Saturn a fost în retrogradare, din martie încoace. Acum că își reia mersul direct, vă oferă șansa să căpătați mai multă claritate, să vă fie clar unora dintre voi dacă vreți să ieșiți la pensie, altora dintre voi pe ce drum vreți să mergeți de acum înainte, pe ce linie profesională, dacă vreți să creșteți, dacă vreți să vă mutați, dacă vreți să vă alegeți altceva în această viață. Pe unii dintre voi vă cheamă sufletul într-o direcție unde s-ar putea ca voi să fi opus rezistență sau să nu fi putut ajunge acolo încă. Pentru acest caz concret a fost nevoie de o perioadă de maturitate. Să vă fie foarte clar cât meritați, ce vreți, pentru că energia arhetipului Saturn aici vă spune cât crezi că meriți, atât primești. Pe 8 noiembrie, Venus, planeta banilor, a iubirii și a stimei de sine, intră în balanță în casa voastră a 5-a. Casa a 5-a are legătură cu copiii voștri, dacă aveți, sau cu al vostru copil interior, cu iubirea, cu romanța, plăcerea vieții, bucuria de a trăi, dar și cu riscurile, cu creativitatea. Balanța este semnul relațiilor conștiente unul la unul, relațiilor de durată cu partenerii voștri de viață, cu ai voștri clienți, cu ai voștri parteneri de afaceri, cei mai buni prieteni. Iar Venus este planeta iubirii și a banilor, atrage magnetic, este o energie foarte ușoară. Venus este guvernatoarea balanței. Într-o casă a leului care este foarte exuberantă, vine și domolește puțin elanul sau impulsivitatea. Vă aduce în această perioadă armonie în relații. Puteți cunoaște pe cineva acum cu care lucrurile să meargă pas cu pas pentru a avea în relația voastră o bază solidă. Dacă deja ați cunoscut pe cineva, acum în această lună veți vedea că lucrurile se așează încet, încet și intră pe un făgaș normal, devin mai ușoare. Pentru cei care sunteți deja într-o relație stabilă și aveți și copii, aici lucrurile vor fi mai liniștite, mai calme, mai calde. Veți avea o nevoie sau o dorință aparte să petreceți mai mult timp în familie alături de partenerul vostru de viață și de ai voștri copii. De asemenea, dacă aveți proiecte la care vă gândiți acum să începeți ceva nou, să faceți ceea ce vă place, balanța vă spune în echilibru. Nici în agonie, nici în extaz, nu te entuziasma foarte tare, dar fii și optimist în aceeași măsură.
Pe 10 noiembrie, guvernatorul vostru Mercur intră în casa 7-a în Săgetător. Casa 7-a este cea care aparține balanței. Este casa relațiilor conștiente 1 la 1. Săgetătorul este arhetipul credinței, al înțelepciunii, al călătorilor pe distanțe lungi. Are legătură cu străinătatea, cu legea, cu a publica, a scoate contracte, a face ceva nou în această zonă. Este zona unde te transformi din student în profesor. Iar Mercur, guvernatorul vostru, reprezintă intelectul, comerțul, comunicarea, modul în care gândim. Acest tranzit pentru voi poate reprezenta idei noi sau este timpul să las convingerile vechi în urmă și să văd imaginea de ansamblu, asta spune Săgetătorul, să văd toate punctele de vedere, să văd ceea ce înainte nu puteam vedea. Îmi vin idei noi, prospectez piața la nivel de extindere, discut cu partenerii mei de afacere sau cu partenerul meu de afacere pentru a ne putea extinde peste granița țării în care locuim. Iar pentru cei care sunteți într-o relație deja stabilă, aici este cumva un moment prielnic să treceți dincolo de discuțiile uzuale din relația voastră, să fiți un pic mai profunzi, un pic mai înțelepți, pentru că această lună va cere acest lucru de la voi. Fie apar provocări, fie în discuțiile pe care le puteți avea sau în temele pe care le dezbateți, este nevoie de înțelepciune în această lună pentru a o trece cu bine. Pe 13 noiembrie avem o frumoasă lună nouă în Scorpion, în casa voastră a 6-a. Această casă reprezintă în primul rând sănătatea, apoi rutina, colegii de serviciu, animalele de companie, starea de bine, câtă grijă aveți voi de voi, de sănătatea voastră și de corpul vostru, echilibrul dintre viața personală și viața profesională, dar și mentorii, oamenii pe care îi puteți întâlni, care vă pot ajuta. Scorpionul este un semn foarte profund. Este un arhetip puternic, dar care transformă, regenerează și vindecă. Înseamnă moarte și renaștere. Iar o lună nouă spune un nou drum și o nouă cale. Pentru unii dintre voi vă schimbați colegii de serviciu, poate ajungeți într-un alt departament sau vă vine vreo idee nouă în rutina voastră să schimbați ceva în această direcție pentru că sunteți într-un dezechilibru, ceva trebuie să se schimbe la nivel de rutină. Fie dormiți prea puțin, fie lucrați prea mult, fie stați prea mult acasă și lucrați prea puțin, ceva de genul acesta. Pentru unii dintre voi în această lună va fi foarte important să nu vă neglijați sănătatea sau să luați niște hotărâri foarte importante și radicale în ceea ce ține de sănătatea voastră pentru a putea preveni orice ar putea apărea în viitor în această zonă. Pe 22 noiembrie, Soarele intră în Săgetător, pe 24, Marte intră în Săgetător, tot în casa voastră a 7-a. Aici, în casa a 7-a, v-am spus că l-avem deja pe Mercur, Soarele vine cu energie în zona relațiilor, iar Marte cu pasiune și acțiune. Foarte multe lucruri se vor petrece aici în zona casei a 7-a. Unii dintre voi puteți primi o cerere în căsătorie, alții dintre voi vă puteți muta împreună cu partenerii voștri, alții dintre voi s-ar putea să aveți ceva chestiuni sau discuții despre lege, despre cum ne putem extinde la nivel contractual, dar să avem niște clauze foarte bine stabilite în contract. Poate aduce foarte multă pasiune în relațiile voastre, poate aduce călătorii peste graniță sau puteți cunoaște pe cineva care nu este de aceeași naționalitate cu voi. Și nu în ultimul rând, în această lună avem parte de luna plină din gemeni din casa voastră întâi. În opoziție cu toată energia din casa a 7-a din Săgetător, aici, în casa întâi, avem luna plină, care spune stop, finalitate, eliberare, corectarea acțiunilor din ultimele 6 luni. Gemenii voi sunteți comunicatorii, teoreticienii, cei care mereu plănuiți, cei al căror creier niciodată nu se odihnește. Iar casa întâi vorbește despre mine. Cine sunt eu? Ce vreau eu să fac? Pentru că în viața mea este foarte multă agitație, nu mă pot odihni și nu simt că am un loc al meu nicăieri. În opoziție cu Săgetătorul, unde va fi foarte multă interacțiune, prin ceilalți, în această lună, pot să găsesc un răspuns în ceea ce privește viața mea în acest moment. Un răspuns foarte înțelept. Să învăț ceva din interacțiunea mea cu cei cu care am o relație unul la unul. Pentru unii dintre voi aici poate însemna un nou stil de viață, o nouă viață și vă aparține această alegere. Tot în această lună, am uitat să precizez anterior,
Vom avea parte de o conjuncție dintre Soare și Marte în Scorpion, în opoziție cu planeta Uranus. Planeta Uranus se regăsește în Taur, în casa voastră a 12-a, și acolo s-ar putea de nicăieri să apară niște surprize, pot fi plăcute, pot fi neplăcute, noi le punem valoare, dar care să aibă legătură cu sănătatea voastră, care să aibă legătură cu rutina voastră zi de zi. Să aveți atenția foarte bine pusă pe această secțiune din viața voastră, fie la locul de muncă cu colegii, fie cu animalele voastre de companie, pentru că și ele contează în viețile noastre, fie pe zona aceasta de stare de bine, de rutină, ce fac pentru că mă pot dezechilibra. Sau este timpul să opresc ceva definitiv în acest moment, pentru că Uranus, printr-o idee, printr-o scânteie, prin ceva neașteptat, îmi va arăta aceste lucruri. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată și să vedem ce ne aduce energia lunii noiembrie. Gemeni. Avem nodul nord. Ce interesant. Către ce mă îndrept? Ce mi-este mie destinat? Și nodul nord în acest moment se regăsește cel la nivel de colectiv în berbec. În casa voastră a 11-a, viitorul vostru va fi aici sub lupă. Tot ce se va întâmpla în luna noiembrie pentru voi, să știți că are legătură cu viitorul vostru și cu următorul an. De acum începând, pentru un an de zile, de acum înainte, este foarte important să aveți grijă la ce vă spune acolo și luna nouă și luna plină. Aveți nevoie de o schimbare pentru a putea depăși niște vremuri viitoare, un potențial care poate fi mai provocator așa, sau tocmai pentru a avea voi forță, stamină, energie, să îndepărtați din viața voastră absolut tot ceea ce vine către voi și nici măcar să nu mai ajungă la stadiul de provocare. Să fie așa ca și când în rutina mea se întâmplă lucruri, dar eu pot orice. Pentru alții dintre voi aveți legătura aici cu un berbec, cu planeta Marte, planeta Marte care va intra în săgetător acolo. Să aveți grijă la furie, să aveți grijă la cum ajungeți voi la concluzii în această lună, să nu trageți concluzii foarte repede, să nu trageți concluzii pripite. Și avem luna. Și aici vorbim despre acumulare de emoții foarte multe, de care voi nu sunteți conștienți în acest moment, care vă pot afecta. Pe de altă parte, luna vorbește și despre subconștient. Direcția voastră este înainte. Voi trebuie să începeți acum ceva. Sau să începeți un nou stil de viață. Sau să începeți să faceți niște lucruri care au legătură cu cariera voastră pentru a vă securiza un viitor mai bun, pentru că voi aveți berbecul în casa voastră a 11-a. Gemeni, noiembrie. Numărul 16 și stelele. Vedeți că aici 16 înseamnă stele, iar în tarot avem pe 16 turnul. Turnul înseamnă acest Uranus din casa 12-a, dintr-o zonă foarte izolată. Vei înțelege foarte multe lucruri care ți-au fost ascunse anterior sau descoperi niște lucruri despre viață, despre oameni, despre profesia ta, despre dorințele tale interioare. Sau, în sfârșit, te aliniezi la sensul vieții tale, îți dai seama ce vrei, ce-ți place cu adevărat. Ca și cuvinte cheie aici avem dorințe care devin realitate, pace lăuntrică, miracol, te simți binecuvântat, ești plin de speranță, te poți îndrăgosti, exact cum am precizat, și atenție la nopți, la ce visați, pentru că în vis voi puteți descărca din mentalul colectiv, din câmpul de energie, informații foarte valoroase. Ce vă doriți voi acum poate începe, dar este aici o frică la nivel de mental, la nivel de subconștient, care vă oprește. Aici avem Fecioara, este celălalt semn în astrologie guvernat de planeta voastră Mercur și are legătură cu a lucra foarte organizat, foarte meticulos, să fiți foarte corecți pentru următorul an, pentru voi, pentru că vă este activat aici nodul nord în această lună la nivel energetic. Este foarte important să fiți corect 100% în toate zonele din viața voastră, dar mai ales la nivel profesional. Iar pentru alții dintre voi, mai pun din nou amprenta pe zona de sănătate, pentru că Fecioara guvernează casa a 6-a, unde pentru voi se va produce luna nouă și unde aveți acea conjuncție, despre care voi face un clip separat ca să înțelegeți ce am vrut să spun, în opoziție cu Uranus.
analize, mergeți la doctor să vă asigurați că totul funcționează în parametrii normali. Și aici avem iepurașii și un as. Orice as, toți ași. Un nou început, vedeți? Ce doresc eu? Ce doresc eu și sunt foarte timid, sunt foarte descurajat, sunt foarte pesimist cumva sau neîncrezător să încep. O schimbare neașteptată, o creștere. Sunt foarte bun și iscusit în ceea ce fac, lucrurile îmi pot merge ușor. Pot să procrez, cu Venus în balanță acolo, foarte mulți dintre voi puteți deveni părinți acum sau puteți naște ceva, o afacere, o idee ia contur mai mult în această lună, ceva, orice vă doriți voi, poate lua amploare în această lună. Avem Eremitul și Luna ca arcane majore și Turnul. Îmi dau seama ce mă ține în loc și acționez deodată. Dar Eremitul spune și cu un plan bine stabilit înainte, mai ales în zona financiară. La nivel de relații, tindeți către ceva din trecut sau ceva din trecutul vostru vă blochează, zona materială și zona emoțională. La nivel de relații, aveți justiția, 5 de cupe și cavalerul de băte. Pentru cei singuri. Voi ați avut aici un blocaj, poate un divorț anterior, care v-a privat pe voi la nivel energetic încă să vă găsiți o nouă iubire. Sau ați rămas acolo prinși în energia din trecut, aveți o frică căpătată din energia trecută, din relația trecută și nu ați putut avansa într-o relație firească și normală cu altcineva. Puteți cunoaște pe cineva care să fie foarte atras de voi și foarte îndrăgostit, dar vedeți că acea casă a cincea are legătură și cu zona aceasta sexuală, căci avem cavalerul de bâte aici, dar cu vin și plec. În casa a șaptea se produc lucrurile mai stabil. Drept urmare, să fiți atenți cei singuri, să nu vi se servească în această lună poate iluzii, voi să vă îndrăgostiți și să vă dați seama că n-a fost ce trebuie, ci din contră, să fiți foarte atenți, pentru că în energia casei a șaptea vi se spune poți avea o relație stabilă și foarte bună, de foarte lungă durată, dar să te uiți atent la semne, la toate semnele, la tot ce se întâmplă în relația ta, nu trage repede concluzia. Cei care sunteți într-o relație stabilă, aici aveți 5 de cupe și justiția. S-ar putea ca lucrurile să nu prea funcționeze acolo. În 5 zile din 7 ale săptămânii voi să vă certați și să vă certați cu tărie, să fie așa tensiune, tensiune peste tensiune în casă. Și aceste lucruri pot fi remediate aici. Iată că avem numărul 11, unde voi aveți nodul nord. Se poate schimba ceva pentru voi aici la nivel de relații, fie intrați într-o zonă mai bună, se activează ceva, pentru că berbecul și balanța reprezintă axa ale relațiilor. Se produc niște schimbări aici pentru voi în relații. Unii dintre voi poate vă gândiți să divorțați, dar nu este, să știți, neapărat aceasta soluția, pentru că ați face-o din neputință și din impuls, ci mai degrabă să încercați să vedeți ce vă nemulțumește, pentru că există iubire, există și bucurie, dar cumva, din cauza stresului cotidian, nu le mai vedeți, nu le mai accesați. În consecință, energia vă spune, fii mai atent, uită-te mai bine la semne, la semnale, discută mai înțelept cu partenerul tău, pentru că poate nu divorțul este calea. Alegerea vă aparține. Iar pentru unii dintre voi s-ar putea acum să vă găsiți curajul, în sfârșit să ieșiți dintr-o relație care v-a produs foarte multă tristețe. Cei care sunteți separați aici, justiția spune să știi că este bine pentru tine în acest moment, că nu mai ai acest partener sau această parteneră, cel puțin pentru moment, în momentul prezent. Pentru că acolo era un fel de abuz de putere, era un fel de luptă de putere din care nimeni nu câștiga. Nici tu nu erai bine, nici partenerul tău nu era bine. Și lucrurile nu ar fi dus
nicăieri nu v-ar fi făcut bine nici vouă, nici lor. Să vedem mai departe. Aici, în zona de relații, să știți că este o doză amplificată de criticism, cumva. Unul dintre voi are inima foarte pură, iar celălalt s-ar putea să fie afectat de ceva ce nu poate face, are o neputință și atunci proiectează asupra celuilalt partener neputința proprie, dar această energie vă spune nu vă dați bătuți, nu vă mai uitați la lucrurile mărunte, încercați să vedeți imaginea de ansamblu pentru că totul are o soluție. Sunt două cicluri foarte importante aici, unul de 7 ani și unul de 9 ani, care se închid și în numerologie acestea sunt cicluri importante în viața omului. Avem 6 de cupe. Cei care sunteți singuri, uite, unii dintre voi vă gândiți la o iubire din trecut care v-a necăjit și de aceea nu puteți să vă găsiți pe cineva în acest moment, pentru că există o oarecare comparație inconștientă pe care o faceți. Iar vestea bună este aceea că s-ar putea ca în această lună cu Venus în balanță în casa voastră a 5-a să apară cineva care are legătură cu viața voastră deja. Coleg de școală, coleg de liceu, de facultate, de serviciu, de la locul de muncă anterior și așa mai departe, cu care să începeți acum o relație de iubire. Într-una dintre citirile anterioare apărea o carte care spunea din acest set de cărți oracol că dintr-o frumoasă prietenie ajungem la o frumoasă relație de iubire. Deci poate se aplică această informație pentru voi aici. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, voi sunteți într-o conexiune spirituală de suflete pereche care vă testează amândorura nivelul de luciditate, nivelul de a trece peste obstacole, voința, să știți, voința voastră, puterea voastră interioară, dar și modalitatea în care de la caz la caz, de la provocare la provocare, reușiți să o depășiți mai înțelept. Iar această idee sau această concluzie se numește evoluție. Iar pentru cei care sunteți separați, există o modalitate prin care voi acum să puteți remedia ceva ce anterior a fost irevocabil, pentru că avem aici balanța. Balanța poate însemna un divorț care s-a produs anterior, dar s-a produs foarte rapid, foarte impulsiv și foarte negândit, așa deodată, iar pentru alții dintre voi poate însemna împăcarea cu omul la care voi visați acum, să avem parte de un nou început. Avem din nou eremitul, vedeți? Eremitul spune că în această lună, pentru absolut toată lumea, este bine să luăm lucrurile foarte profund. Casa Fecioarei la voi este marcată de arhetipul Scorpionului, unde veți avea luna nouă și soarele cu Marte în Scorpion în opoziție cu Uranus. Dacă nu vreți neplăceri, fiți atenți la rutina voastră, pentru că s-ar putea ceva să vă scape din vedere atât vouă cât și partenerului vostru și acele lucruri care vă scapă din vedere, de fapt, să fie ceea ce pe voi vă declanșează negativ în relația voastră. Să nu fie nici vina voastră, nici a partenerului, ci să fie terțe lucruri care vă tot încurcă, de care dacă și voi și partenerii voștri deveniți conștienți, veți triumfa fără îndoială cu mult succes. Pentru cei care sunteți singuri, puteți, v-am spus, pe cineva care are legătură cu școala sau cu locul de muncă. Din nou, eremitul înseamnă fecioara și fecioara este în casa a 6-a. Ceva ce are legătură fie cu un mentor, cu un profesor, cu cineva de la care am învățat multe înainte sau cu cineva cu care am lucrat înainte sau poate fi chiar și școala primară, pentru că voi sunteți gemeni și casa a 3-a vorbește despre studii, despre școală, despre școala gimnazială, despre liceu. Iar cei care sunteți separați aici, cineva regretă o decizie sau reconsideră o decizie luată anterior pentru a putea reveni asupra ei. Și la nivel de justiție aici avem 7 de monede.
Cei care sunteți singuri, să știți că stați pe o credință foarte solidă. V-ați menținut în această postură de singurătate fără să vă dați seama de aceste lucruri, dar acum cineva este dispus să investească alături de voi în a crea abundență, să vină și să evolueze alături de voi. Deci voi aveți aici potențial major să intrați într-o relație cu cineva sau în sfârșit închideți un ciclu de 7 ani care înseamnă că următorul pas este stabilitatea. Indiferent de situațiile în care vă aflați voi acum, următorul pas pentru cei singuri este stabilitatea. Stabilitatea voastră emoțională alături de cineva nou în viața voastră. Pentru cei care sunteți în relații stabile deja, aici lucrurile să știți că merg. 7 este o cifră foarte echilibrată. Este ușor rigidă, dar este și cea care îmbină emisfera stângă cu emisfera dreaptă. Voi sunteți împreună puternici, voi sunteți împreună și aveți un sens spiritual, dar toate lucrurile acestea trebuie înțelese și alchimizate și din nou se repetă tema, un ciclu de 7 ani și un ciclu de 9 ani foarte puternic. Pot fi conexiuni karmice? Da, indiscutabil. De suflete pereche? Da, și această variantă este aici pe masă, în discuție. Atât că voi trebuie să le descoperiți pentru că aveți în viața voastră partenerul perfect pentru ca voi să vă vindecați traumele din subconștient. De ce? Pentru că lumea în care trăim se schimbă și pentru că va fi nevoie de această nouă versiune vindecată a voastră în acest moment, dar și a partenerilor voștri de viață. Deci nu neapărat tema divorțului este aici în discuție. Dacă asta aveți în cap, vouă vi se spune aici, mai bine reconsiderați. 7 este o cifră care nu acționează neapărat, ia decizii, 8 înseamnă progres. Deci aici, cu justiția, vi se spune, cu balanța, cu casa 7, unde voi aveți acolo foarte multă activitate în săgetător acum și cu Venus în balanță, vi se spune, stai puțin că tu ești în niște parteneriate, încearcă să vezi ce se întâmplă aici, pentru că nu toate sunt de îndepărtat din viața ta. Nu te grăbi să iei o decizie pe care ulterior să o regreți. Iar pentru cei care sunteți separați în acest moment, 7 de monede spune, este vremea să înțelegi ce s-a petrecut acolo pentru că ați luat niște decizii pripite. Voi acum trăiți cu un rezultat care poate vă place sau nu. Din ce văd eu acum, unuia dintre voi, acest rezultat nu îi place și vrea să-l schimbe, se va duce în 8 de monede. Deci și pentru cei care sunteți în separare, ceva activitate se va vedea aici în zona aceasta a relațiilor, unde unul dintre parteneri, cel puțin, va dori un nou început. Avem cherosen și din nou numărul 7 și uitați cum se aranjează cărțile, din nou berbecul. Din casa a 7-a relațiilor acum, tot ceea ce veți construi voi în această lună și în viitorul vostru pentru următorul an, un an și 3 luni, un an și 4 luni, cât a mai rămas, ceva nou începe, poate începe acum. Ceva nou care să fie de lungă durată, ce începeți voi acum, se va vedea în viitorul vostru, vă construiește viitorul. Iar aici cuvintele cheie sunt, mă aprind repede, agresivitate, determinare, încurajare, să ne susținem reciproc, suntem puternici împreună, o situație volatilă, cineva mă provoacă, să fim cu băgare de seamă, lipsa predictibilității și ceva foarte încins. Acest lucru este aici redat deja de cavalerul de bâte care spune ne aprindem reciproc ca două bețe de chibrit, fără să ne dăm seama, e scântei. Întrebați-vă de ce, pentru că cearta nu este a unuia cu celălalt, ci este acolo ceva în fiecare dintre voi care, dacă este reparat, dacă este conștientizat și aveți cum în această lună, voi doi sunteți un întreg perfect. Pentru cei care sunteți singuri, ceva neprevăzut, vedeți? Ceva neprevăzut se întâmplă aici. Ceva foarte pasional poate apărea în viața voastră din trecutul vostru cu cineva cu care voi v-ați mai întâlnit în această viață sau în altă viață. Poate nu este cineva cu care v-ați cunoscut deja, ci cu cineva care are un sens și o direcție spirituală acum alături de voi în viața aceasta. Iar cei care sunteți separați aici au fost posibil cuvinte spuse la nervi sau decizia a fost una foarte impulsivă, pe negândite. Nu am stat să ne gândim foarte limpede, am spus gata, mi-au bagajele și plec. Și acest lucru poate fi acum reversibil, puteți repara, evident, dacă vă și doriți acest lucru. Șapte, șapte. Ce energie!
Iar aici avem labirint, avem casa bărsătorului, care pentru voi este marcată de berbec aici, numărul 2 care vorbește despre înalta preoteasă și despre subconștientul nostru, iar voi aveți vărsătorul în casa a noua. Ceva ce are legătură cu progresul meu, cu dezvoltarea mea personală, cu credința mea. Mi-am pierdut credința, mi-am pierdut încrederea. Pentru că, posibil, și Saturn în pește acolo să vă fi încurcat și Pluton Capricorn în casa voastră a opta să vă fi încurcat, să fi avut voi așa o luptă pentru putere în ultimii cel puțin 2 ani, din care să simțiți că nu mai aveți cum să ieșiți, să vă simțiți sufocați și fără aer. Iar aici cuvintele cheie sunt să treci prin acest proces de introspecție. Este o călătorie spirituală a ta și a partenerului tău, care se poate face în singurătate, tu cu tine. Este numărul 22 aici, care vorbește despre o situație care se poate rezolva, exact așa cum am descărcat și eu intuitiv mesajul mai devreme. Și ceva ce a fost complicat se poate acum elibera, se poate acum lămuri. Toate provocările din relația voastră acum se fac în doi, prin discuții, dar amiabile, ca doi prieteni buni care stau la masă și discută fără atașamente, fără a aștepta nimic unul de la celălalt. Și dacă sunteți singuri și cunoașteți pe cineva, la fel, aceeași energie va fi. Nu am nicio așteptare de la tine, să vedem ce este. Și mai avem diamantul și din nou berbecul, poate aveți legătură cu un berbec. Berbecul este guvernat de planeta Marte, guvernat de planeta Marte este și Scorpionul, unde voi veți avea acea lună nouă, soarele în conjuncție cu planeta Marte, care din nou este guvernatoarea berbecului. Totul este interconectat în viețile noastre, dacă stăm să vedem așa tiparele. Diamantul, forță creativă, încredere că lucrurile se pot rezolva, perfecțiune. Vedeți? Strălucire, angajament de lungă durată, puritate, putere spirituală invincibilă. Vedeți? Voi, dragii mei gemeni, sunteți într-o călătorie spirituală și tot ceea ce se petrece în relațiile voastre în acest moment va fi reflectat de acest lucru. Așadar, păstrați-vă calmul și mintea limpede și lăsați-vă, permiteți-vă să fiți fericiți, pentru că lucruri bune vin aici către voi. La nivel de plan material, aici totul merge ca pe roate, în sfârșit Saturn acolo vă slăbește puțin și vă oferă multă faimă și mult prestigiu. Urcați un rang mai sus, urcați o treaptă mai sus, indiferent de carieră, profesie sau ce funcție aveți voi acum. Regele de băte și împăratul, urcați acolo unde v-ați dorit, din totdeauna, unde v-ați văzut și v-ați vizualizat mereu. În funcție, vă crește salariul sau puteți fi promovați. Dacă sunteți antreprenori, vă puteți lua un partener sau vă puteți delega din sarcini. Și dacă sunteți angajați și dacă sunteți antreprenori, trebuie să deprindeți această capacitate de a delega din responsabilitățile voastre pentru ca voi să vă mutați într-o poziție de strategie și să lăsați tactica pentru altcineva. Bani de la o instituție poate fi aici, o moștenire pe linie paternă poate fi aici, partenerii voștri de viață pot avea o reușită majoră în această lună și pot să se alăture în casa voastră, bugetului vostru financiar cu o sumă foarte mare de bani. Alții dintre voi aveți o reușită aici la nivel financiar considerabilă. Ce reușiți voi cu împăratul aici? Transformarea, Scorpionul, la luna nouă din Scorpion, vedeți, avem moartea, pe 13, când se produce luna aceea nouă din Scorpion, ceva se întâmplă, care de fapt vă ajută. Lucrurile vor merge către bine în favoarea voastră. Nu vă lăsați păcăliți de aparențe, ci vedeți imaginea în ansamblu, ca să puteți culege roadele. Vin aici către voi bani, reușită, realizări, faimă, renume. Și 10 de monede. Are cavalerul de băte. Puterea de a mă mișca, puterea de a acționa, ies din izolare. Da, Saturn a fost retrograd în pești în casa voastră a 10-a, unde v-a adus restricții. De ce? Pentru că
Lucrurile nu aveau o bază solidă. Poate voi voia să faceți ceva, dar la locul vostru de muncă procedurile nu erau standardizate, cum se poartă acum, nu erau lucrurile digitalizate sau procesele pe care lucrați voi acolo, ce făceați din punctul A în punctul B în zona de producție nu era clar și nu era, se produceau multe pierderi. Toate aceste lucruri pentru voi se rezolvă aici. Toate pierderile voastre acum se închid. Deci înțelegeți pe unde era cât o fisură în țeava pentru abundența voastră, acum se astupă natural pentru ca voi să cunoașteți succesul, pentru ca voi să fiți bine, să aveți tot ceea ce vă trebuie aici, abundență și prosperitate. Vedem și oracolul. Avem follow-up, să vă interesați de ceva, să nu vă dați bătut, să nu lăsați lucrurile în neant. Dacă vedeți că nu aveți nicio veste, trimiteți voi un mesaj, trimiteți voi un e-mail, interesați-vă voi. Pentru că răspunsurile vor veni către voi, se deblochează o situație, mai ales situații din trecut, încă din martie încoace, voi tot aveți de cules acum niște roade, evident dacă credeți că le meritați. Și aici avem ofertă de job, vedeți? Job nou sau la locul vostru de muncă primiți o ofertă de parteneriat cu cineva, vi se schimbă funcția, vi se schimbă departamentul, se apar aici schimbări care înainte nu au fost posibile pentru voi. Evoluție și mergem înainte cu foarte mult curaj și cu foarte mare încredere. Împăratul spune șef, manager, funcție bună, indiferent unde sunteți voi în viața voastră și unde lucrați, este o funcție cu responsabilitate, este ceva ce vă face plăcere, este ceva ce voi știți și puteți face. Iar la zona aceasta emoțională este nebunul, 4 de monede și înalta preoteasă. Păi înalta preoteasă aici a apărut, vedeți și aici la zona de relații, labirint. Nu știu ce să fac, cum să mă deblochez. Am senzația că nimic în viața mea nu merge bine. Am senzația că toată lumea vrea ceva de la mine, din toate părțile. Este momentul să vă resetați. Ce? În primul rând, mintea. Aveți nevoie de odihnă. Să nu mai opuneți rezistență lucrurilor. Să schimbați ceva în tiparul vostru. 4 este multă muncă, multă muncă, multă muncă, dar în același fel, robotic, fără să văd ce pot schimba, fără să văd ce pot îmbunătăți în viața mea. Iar această lună vă spune clar, sănătatea ta trebuie să fie pe primul loc. Mentală, emoțională, cum vreți voi să o luați, fizică. Este momentul să spuneți stop joc și să aveți mai multă grijă de voi. Pentru alții dintre voi, vă doriți ceva, dar nu aveți încredere. Să faceți un pas înainte către ceea ce vă doriți voi, de teamă. Iar alții dintre voi veți primi o veste, ceva ce era blocat anterior, acum se deblochează cu succes. Ce vă spune înalta preoteasă aici? Agitație, agitație, vedeți, aveți ceva ce vă agită în subconștient. Uite ce vă spune, înaltul preot, înalta preoteasă și înaltul preot. Și avem această echipă de arhetipuri, da, de figuri spirituale care vorbesc despre structură și disciplină, dar care trebuie să vină din voi. Vreți viața voastră să fie liniștită? Începeți cu voi. Liniștiți-vă voi, calmați-vă voi, organizați-vă voi și apoi universul vostru întreg și realitatea voastră va fi organizată. Alții dintre voi aveți aici o temere pentru stabilitate, pentru lumea în care trăiți, ceva legat de copiii voștri, nu știți unde, cum și în ce fel se pot întâmpla. Aveți o provocare cu un imobil, cu ai voștri copii, cu niște bani. Toate lucrurile acestea se pot dezvălui, se pot lămuri, se pot clarifica în această lună. Și roata destinului, astrele vă surâd. Universul vă ajută, destinul vă favorizează în această lună, dragii mei, dar voi predispuneți. Astrologii, cum vreți voi să le spuneți, tarologii, vă informează, dar viețile vi le schimbați voi. Luați de aici informațiile cu care rezonați și ajutați-vă voi pe voi să vă schimbați viețile, pentru că aici se întâmplă o schimbare de destin, se întâmplă ceva bun în viața voastră, începând cu această lună și pentru următorul an, un an și jumătate. Lucrurile încep din acest moment prezent. Unii dintre voi vă puteți cunoaște în acest moment alesul cu Venus în balanță în casa voastră a cincea. Asta spune. O relație care începe ca o joacă de copil și care duce la căsătorie.
sau alții dintre voi puteți primi neașteptat o cerere în căsătorie. Există potențial. Vedeți? Potențial. Tot ceea ce am vorbit astăzi aici este potențialul cel mai apropiat pentru voi să se poată întâmpla așa. Da, pentru voi toți, căci voi ați ales clipul, nu eu v-am chemat aici. Voi, prin legea atracției, prin vibrația voastră, ați accesat clipul. 1. Magicianul. Aveți potențial de manifestare. Numărul 1. Să o luați de la început după ce închideți ciclul acesta de 7 ani și acesta de 9 ani și aveți portal 1-1 sau în alta preoteasă. Uitați-vă în subconștientul vostru pentru că se întâmplă ceva extraordinar de bun în viața voastră și s-ar putea unii dintre voi să nici nu vă dați seama. Talismanele. M-am mâncat nasul pe întreaga citire, pe parcursul întregii citiri și pe mine când mă mănâncă nasul urmează o bucurie să fie și la voi extinsă, să vă bucurați și voi. Uite, la nivel de sănătate, vedeți? La nivel de reflexe, sunteți epuizați, nu mai sunteți atenți, nu sunteți atenți, atenție dacă șofați. Aveți toată zona aceasta de sistem nervos ușor afectată. Nu aveți timpul de reacție foarte bun. Sunteți depășiți cumva de energia momentului, de sarcinile pe care le aveți voi zi de zi. Încercați să vă liniștiți puțin mintea. Suntem ceea ce credem că suntem. Saturn în casa 10-a în Pești. Casa 10-a este cea anterioară casei 11-a din Berbec. Ce faceți voi acum dă startul pentru un nou viitor și va fi totul testat în funcție de ceea ce credeți. Asta veți primi, mai ales că vorbim despre culoarea mov, lilaul acesta, care aparține chakrei coroană. Nivelul vostru de înțelegere vă face viața. Cine sunteți voi acum vă definește viitorul. Vreți mai mult? Deschideți-vă mintea. Iar pentru alții dintre voi să știți că există reciprocitate în relația voastră. Aici avem un pick-up, deci tot ceva din trecut sau acum este momentul să iei această șansă, această oportunitate să te eliberezi, să te schimbi, să schimbi ceva în viața ta pentru a-ți fi bine. Alții dintre voi aveți o oportunitate aici în zona profesională financiară. L-avem pe Marte în Scorpion, vedeți? Și în Săgetător ulterior, care vă aduce victorie. Acțiunile voastre vă pot aduce acum succesul, dar trebuie să acționați conștient și cu mintea foarte deschisă la tot, la o imagine de ansamblu. Din nou, ideea de a mă elibera. Pentru că am în fața mea steaua. Sunt pe drumul potrivit, am două oportunități, una mai mică și una mai mare în față. Am două decizii importante aici de luat sau am o decizie importantă de luat, dar care vine din analizarea unor posibilități. Două. Să măsurați foarte bine lucrurile pe care le aveți în viața voastră, să cântăriți bine, să fiți atenți la gândurile voastre, pentru că voi aveți tendința să luați decizii confortabil. Să alegeți calea ușoară, să știți. Sau cel puțin așa spune energia aici. Să luați deciziile în funcție de experiențele voastre anterioare. Și nu, acesta nu este momentul pentru reușita voastră. Acesta este momentul în care să vă urcați la cârma vieții voastre și să începeți să navigați cu încredere că apele vor fi liniștite. Pentru că aveți lumea la picioare. Ceva foarte bun începe pentru voi aici, să știți. Alții dintre voi plecați într-o călătorie. Sau sunteți deja într-o călătorie inițiatică care vă creează noi amintiri. Alții dintre voi puteți pleca în luna de miere, să știți. Luna de miere. Pentru alții dintre voi nu mai aveți ce repara aici. Trebuie să schimbați, nu să reparați. Poate trebuie să cumpărați altceva, vi s-a stricat ceva în casă, un aparat electrocasnic și este momentul să schimbați și să o faceți cu foarte mare calmitate și cu foarte mare detașare pentru că dacă vă pare rău, știți cum se spune, nu veți avea parte de noua achiziție sau se strică și aceea.
să nu aveți atașament în această lună. Aici avem din nou cartea moartea. Moartea aici, moartea aici, care spune regenerare, vedeți, schimbare de destin. Și avem din nou măsurătoarea aceasta. Aveți două oportunități. Și toate vor apărea în, ambele, să spunem, vor apărea în fața ochilor voștri, dar fix cât credeți voi că meritați. Voi vă aliniați cu una sau cu cealaltă. Și aici avem bucurie. Aveți o bucurie. Pentru alții dintre voi, un scorpion este foarte important aici sau trebuie să schimbați ceva profund la nivel de sănătate. Pentru că altfel s-ar putea să faceți niște analize sau ar fi recomandat să faceți niște analize unde parametrii nu sunt chiar în grafic. Să fie ceva provocări pe acolo și mai bine preveniți decât să reparați. Big Ben, este momentul să închideți cercul, este momentul să avansați. Nu mai așteptați momentul potrivit pentru că voi vi-l faceți. Se închide o karmă și un cerc. Acest talisman spune, te rog, nu vorbi cu mine, eu sunt problema, nu tu. Dacă aveți oameni cu care ați avut provocări înainte și la locul de muncă și în viața voastră și la nivel de casa a treia, pentru că acolo poate interveni familia sau este ca și când neamul vostru nu vă reprezintă, familia voastră, sunt ceva provocări acolo, de acolo pot veni toate aceste obstrucții sau tipare comportamentale ale voastre. Lăsați în pace pe drumul lor și vedeți-vă voi de al vostru. Încercați să vă eliberați de ce v-ar putea trage în jos. Aici din nou avem fecioara. Trebuie să vă uitați și să vă ocupați mai mult în rutina voastră de sănătatea voastră. Alții dintre voi la locul de muncă s-ar putea să fiți nevoiți să schimbați colegii. Nu știu în ce măsură sau colegii voștri ies la pensie sau se întâmplă ceva acolo. Sau pentru alții dintre voi, pentru a putea progresa, aveți nevoie de un mentor. Găsiți pe cineva care să vă poată ajuta în următorul an în această direcție. Să faceți voi un pas înainte. Eu vă mulțumesc tuturor. Sper ca de data aceasta filmarea să ajungă la voi. Să fiți sănătoși și în această lună, să fiți fericiți și iubiți. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!